asta vreau să-l bată pe ăla din față. Ne-a încuiat Georgieni. Bine că am ieșit cu camera mea mare și a început să plouă direct și am schimbat pe GoPro. Salut din nou! Salut! Hello. Ce faci, fata din Georgia? Eu sunt obosită. Deci fiți atenți, am ajuns, ați văzut în vlogul trecut, e aceea zi, am intrat în cameră pe la 8 și ceva, ne-am pus alarma frumos la ora 12 să ieșim, să mâncăm, să dăm o plimbărică, să ne facem prima impresie a orașului. Nu ne-am trezit la 12:30, ne-am trezit la 2:30. E 4 ceasul până am făcut un duș, până un alta, n-am mâncat nimic, n-am băut nimic. N-am băut cafea. N-am făcut nimic, doar și bidonul, dar așa, cu un tâblisi ploios, mergem să vedem ce e pe aici, prin apropiere. Știți cum facem de obicei, prima impresie. Needitat, ieșim frumos pe afară, vedem ce găsim. It's ready. Primele ore în Georgia. Mamă, dar ce-i dă? E bine că nu e frig, asta e important. Nu e frig, chiar nu e frig deloc. E foarte ok, nu? Nu e frig. E nimic acolo. E ploaie din aia de vară, se simte, a ridicat miros din ăla. Și nici nu știu încotro să o luăm, noi am ieșit, dar nu știm. Habar, deci acum, în momentul ăsta, e prima oară când ieșim din casă, de când am ajuns în Georgia. Am ajuns și am dormit. Nu știm absolut nimic, nici unde suntem, ce zonă, nimic. Avem banii pe care i-am scos în vlogul trecut și va trebui să mâncăm ceva și nu știu. Și încă sunt adormit, dar am revin. Cred că da. Ia uitați ce haos e aici, frate. Patiserii, fructe. Da, da. Mamă, deci sunt echiaunii. Acum noi ne-am trezit și am ieșit aici așa. Zici că ne-a scos cineva din sălbăticii și ne-a dat drumul aici. Mamă, ce spartă-s. Trebuie să ne iertați greșelile pe care le vom face în acest video sau pe care le-am făcut deja, pentru că suntem super chiaun, nu știu ce se întâmplă cu noi. E ca un fel de jet lag. Da, ciudat, nu știu. Da. N-am dormit mult timp, n-am dormit 24 de ore aproape, am dormit acum puțin pe zi, suntem aerieni și aici e un haos. O grămadă de astea care vând legume, fructe, în beci acolo. Uite, autobuzul cum e, bossul e full. Și am cumpărat țigări, țigările costă Marlboro 1,70 €, frate. Super ieftineală, dacă interesează pe cineva. Și am ieșit aici. Știți unde suntem aici? La McDonald's, dar atâta știu. Uite, măcar e tradus și în alfabetul nostru. Ăștia au alfabet unic. Și chiar limba de aici din Georgia vorbesc doar ei. Și e extraordinar de grea. Foarte, foarte grea limba. Ia vezi că am învățat. Fii atent. Ești pregătită? Eu sunt aici. Gămărciuva! Aia ce? Ola, bună ziua! Nu e așa? Ba da! Gămărciuva, stai! Fiți atenți! Pentru binele tuturor, și al nostru, și al vostru, ne oprim să mâncăm și să bem cafea și continuăm să filmăm după aia, pentru că dacă nu o să vorbim numai tâmpenii. Nu? Gămărciuva! Ce ar fi interesant de văzut acum e dacă terasele astea, dacă la terasele astea se poate mânca. Adică nu știu cum e la ăștia aici. Știu că e obligatorie masca pe stradă. Știu că e cărșul de la 9 dimineața, de la 9 seara la 5 dimineața, dacă nu mă înșel. Acolo e un câine de fier vechi. Și am ajuns pe strada asta care cred eu că e Rustaveli. E o centru vechi, cum ar veni. Și pe aici văd o grămadă de terase, dar le văd închise. Mamă, dar ce diferență în 10 minute de mers pe jos de cum arată aici și cum arăta acolo, unde am ieșit noi de la noi, haos acolo. Uite al câine de asta, nu-i de fier vechi, ăsta e de piele și carne și oase. Era și în Albania. Uitați-vă literele alea, mâncați-vă super de tot. Nu, Gămărciuva, unde mâncăm? Mă, băiatule, găsim numai... Da, astea, cum zice, patiserie? Astea cu plăcinte, cu gogoși, cu uite, cu și aici.
Am găsit niciun restaurant să mâncăm. Și asta știi ce înseamnă? Că nu e carghi. Pentru că carghi se zice ok, bine. Dar la ei capa nu e carghi, e carghi. Și nu e carghi dacă nu mâncăm. Gămaștrovă. Cum era? Gămaștrovă? Gămaștrovă. Madlob. Madlob, îi mulțumesc. Gămadlob. Și... Drubinski. Uite, stau aici pe Bușcas. Asta e biserica aici, da? De aici ne putem face o idee cam cum arată orașul ăsta. Acolo am venit. Unul care zboară cu balon acolo. Balon, acolo e o statuie foarte înaltă în munt. Și uite, de aici în sus este o roată din asta mare. Da, și e și telescaunul pe undeva, l-am văzut azi dimineață când veneam. Acolo la fel, clădirile astea. Ăla e un hotel, din câte am înțeles. Asta de sticlă. Da. Și râul e extraordinar de murdar, dar probabil e de la ploi. Și a trecut cam 40 de minute și noi tot ne-am găsit unde să mâncăm. Gămărciovă. Și nu e... Până la urmă o să ne cumpărăm din astea la magazin, de la patiserie pe acolo, că am văzut că toată lumea umblă cu ele în mână. Boboși, cu varză. Se vinde scule ruginite aici. De ce ar vinde cineva niște scule ruginite? Trebuie să facem un vlog de la piața aia, e o fostă piață sovietică unde se vând numai lucruri de-astea dubioase. Poate chiar asta. A, uite, dacă vrei să iei un covor, de acolo și-a cumpărat covor Aladdin. Uitați ce faină e clădirea asta. Aia sunt struguri, mă? Mamă, știi că sunt Bangkok. Deci nu găsim niciun restaurant. Nu găsim niciun restaurant deschis. Sau nu știm să căutăm. Dar acolo în parc, parcul ăla care arăta super bine, era un food truck din ăsta cu mâncare. O să mergem acolo și comandăm ce are ăla, ori trei. Și ne punem în parc acolo și observăm viața din Tbilisi. Acolo vând tablouri. O să facem un vlog din piața aia ex-sovietică, că e foarte interesant. S-a bronzat mașina lui ăsta numai pe față. Pe unde trec strada acum? Help! Help! Marciova! Îți dai seama cum aude lumea, aude până că aici în engleză ajutor, ajutor, bună ziua? Cam asta zic eu. Uite, m-am zis la ea covoarele. Deci mi-am trecut pe acolo pe sus. Înțelegem și ce scrie pe mâncarea lor. Ce mâncare e. Poate care cafea la loca, până la urmă. Rămâi cu o cafea și asta. Mamă, păstare sandwich-uri, nebă. Deci am luat hot-dog-urile astea 3, o cafea și o apă. Au costat 4 euro, am plătit cu cardul. Și am venit aici în parc. Uitați-vă câte lume poate să fie în parcul ăsta. Ia uite. E plin, plin, plin de oameni pe iarbă. Ralu, ai luat pătura să stăm și noi pe iarbă? Am uitat să-mi iau pătura, așa că trebuie să mă duc în partea cealaltă, la parc și la bancă. Aaa, păi nu stai de cu pătura cu ăștia aici? Mi-am uitat. Deci 100% nu așa mă așteptam să arate prima noastră masă în Georgia. Dar ne descurcăm, nu-i bani. Nu vreau, mă duc și mi-au un covor și zbor pe el până la cel mai apropiat restaurant. Ia loc, vrei să stai aici sau în colț? Bombă! Când ai mâncat de 24 de ore, știi cum e? Crevușul ăsta. Forță! Primul video. Muritor de foame în Tbilisi. Tbilisi. Hai că cu stomacul plin, între ghilimele, că am mâncat numai un hot dog de ăla, că era spicy rău. Gândești mai limpede. Mai avem, deci am luat 2 zile de hotel noi, azi și mâine, și tocmai am luat încă un apartament pentru 8 zile. Vreau să vedeți probabil în următorul vlog. Rămânem 10 zile aici în Tbilisi. Deci.
Dacă nu mă mare. Deci da, s-ar putea să vină ploaia, vine mare ploaie, ia uite. Dar încă poți să stai mânecă scurtă la ora 5:30 după masa, ceea ce e țiplă. Așa, la prima vedere, ceva ce place foarte mult, că oricum cum mergi pe stradă, nimeni nu se uită la tine. No, fiecare e cu treaba lui, da. Dacă vine acum în spate, uite ăștia cu, vezi? Căciula asta. Oh, de Pokemon, căciul de ăla de Pokemon. Zici că suntem în Japonia, Japonia ex-sovietică. Ia uite ce coadă ești la Bauhaus aici, Bauhaus. Stai o cafenea, stai mai coadă, stai joacă ping-pong aici. Și în parc e full de skater, de ăștia pe biciclete, trebuie. Trebuie să vedem cu pătura, dar stăm și noi aici în părculeț, vrem să ceapă roșie una alta. Dacă restaurantele sunt închise, toată lumea ia mâncare takeaway și vine aici în parc la pătură. Eu totuși vreau să cred că sunt restaurante deschise, dar nu am fost noi prea vai de capul nostru și nu ne-am orientat bine. E un oraș foarte tânăr ăsta și are un vibe așa mișto, foarte hipster. Ia uite aici băieții cu motoarele. De ce mă întreb? Sons of Anarchy. Nu. Ei, nu vedem de foarte ce? Bă, noi am fost foarte ala altă rând. Fost cu motoare aici, cu trebuș. Băiatule, iar ne minunăm la chestii normale. Eu n-am mai văzut atâta lume într-un parc de un an de zile, frate, de când a început pandemia. Mai bine ne-am uitați-mă ce acolo. Mamă, mă. Pasionați rău ăștia de skate și de trebuș. Uite și tu că sunt copii. Unde vii Xbox-ul, mă? De ce nu sunteți pe Xbox în casă? Incredibil. Hei, leu, viață! N-am venit și eu cu pătura, vă rog, oral. Foarte mișto, foarte mișto. Am o ceacă, vrei o ceacă? E un vibe super, super mișto. Și ce face bă, fata cu banana? Foarte fain. Mă simt tânăr din nou. Ar reveni la viață. Dacă n-ar fi asta cu purtatul măștii și pe stradă, ar fi deja perfecția întruchipată. Cum se spune emo în românește, la fel? Emo. Trebuie să mulți. E full. De copii de ăștia. Unii păr îmbrăcați tot în negru, unghiile vopsite. La ochi, foarte negri, părul pe ochi. Vreau să nu dai cu furturașul în cap, doamne, te rog frumos. Așa ca o mică primă concluzie, mi se pare că e super, super, super curat, chiar foarte curat, super liniștit, nu e gălăgie, nu se claxonează, nu urlă oameni pe stradă, nu. Și pe lângă faptul că e super hipster așa, mi se pare interesant că mergând prin orașul ăsta, noi n-am văzut acum nimic, adică am văzut 5% probabil din oraș, că ne-am plimbat așa de nebuni, degeaba, n-am făcut nimic și chiar unul. Dar sper că toată lumea știe ce înseamnă cheamul sau ceva ce mi-a venit mie acum pe chelie. Se schimbă foarte mult peisajul, adică acum o să vezi, când ne întoarcem către hotel, treci prin locuri de astea care se vede clar trecutul sovietic, după aia ajungi prin străduțe în astea care par, nu știu, din vestul Europei, e o amestecătură așa de... Se schimbă peisajul foarte, foarte, foarte mult în orașul ăsta, în distanțe foarte mici. Și oamenii par mișto, n-are nimeni nicio problemă, nu se uită nimeni dubios, nu... momentan pare bine. Și aici practic se termină zona nouă sau nu știu să zic așa. Și ăsta e drumul către hotelul nostru, care e foarte aproape de centru. 10 minute, dar vedeți, peisajul din nou se schimbă. Real, unde ești? Uite, aici deja blocurile par mai sovietice, așa. Interesant, foarte interesant loc. Foarte, foarte interesant. Și cred că Raluca avea dreptate că și la McDonald's era dita mai coada și toată lumea era afară. Nu vei că nu se mănâncă în restaurante aici. Trebuie să aflăm zilele astea. Parc scrie pe noi. Parc scrie pe noi, da? Boscheți. Ce se întâmplă acolo? Orice scară vezi sau ceva, e bună să stai jos să mănânci. Băgați în pivniță acolo, frate, să vândă chestii. Au magazin la subsol sau ce? Acum am zis, e un oraș liniștit, nu se claxonează.
eu cum a claxonau ăștia aici, vă rupeau. O să vreau să-l poată pe ăla din față. Oh, oh, oh. Ma. Ce fum. Ce fum a lăsat ăla. Ce-a zis bă ăsta că nu ți-o avem în cameră de ronțăit doar niște mere, niște banane de aici, dacă înțelegem cum oamenii ăștia. Iar am uitat cum se zice, gabarișcă. Madloba, știu că zice mulțumesc. Da, iau ăla. Și ai niște mere. Ce mere vrei? Ia, de care găsești. Da? Bă, și asta a fost prima impresie. Ne vedem în următorul vlog cu mai multe detalii despre acest loc. Sper să vă fi plăcut. Ne pare rău dacă am zis orice idioțenie, pentru că nu suntem încă recuperați. Nu știu, mai îmbătrânim, asta e. Pierzi o noapte, o noapte pierdută, 7 zile bolnav. Așa e, bătrânețea. Veniți și pe Instagram acolo, Cristi și Ralu, că nu prea am mai băgat în seamă Instagramul și s-a cam blocat acolo. Și acolo vedeți tot în timp real, la zi, experiențele noastre și mai și comunicăm. Veniți acolo și ne vedem în următorul. Ha. Ciao, les baules. Gabarișcova. Prișcova. O să-mi văd și cuvintele. Știu că Madloba e mulțumesc, dar ăla bună ziua. Caricovă-l nouă ăla? Clafla? Stalinskaya.